emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră, de a își prezenta proiectele pe care le au pentru următorii 4 ani, asta în condițiile în care în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne canalizăm atenția asupra întregului județ, pentru că alături de mine este domnul Bogdan Hăulică, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! O perioadă destul de complicată și pentru candidați, dar și pentru hunedoreni, pentru că, iată, suntem aproape la finalul acestei campanii electorale, o campanie electorală destul de picantă, dacă am putea spune, cel puțin în unele zone ale județului Hunedoara. Cum ați resimțit dumneavoastră oamenii până la urmă, pentru că ați fost în mare parte din județul Hunedoara, ați avut întâlniri cu hunedorenii, ați intrat în dialog cu ei, care este atmosfera, să spunem, pentru că mai apoi să vedem și care este atmosfera în ceea ce privește și contracandidații, de ce nu? Așa cum spuneți, l-am însoțit pe domnul președinte Laurențiu Nistor în această campanie electorală. Cei mai mulți dintre candidații care suntem pe lista PSD pentru Consiliul Județean Hunedoara și pot să vă spun că în majoritatea cazurilor am întâlnit oameni care au demonstrat că sunt interesați de oferta electorală, să o numim așa, oferta electorală, deși mie nu-mi place cum sună. E vorba despre viziunea pe care echipa domnului președinte Nistor o are pentru județul Hunedoara. Dincolo de viziune, desigur, interesați de lucrurile care s-au realizat în acest mandat, care încă nu este la final, abia în octombrie se încheie mandatul 2020-2024. Și dacă i-am găsit interesați pe cetățeni, am găsit și multe probleme în anumite localități. Am întâlnit și discutam într-o emisiune anterioară despre delăsarea unor primari, despre dezinteresul unora care nu s-au străduit prea tare, nu s-au obosit prea tare să atragă fonduri nerambursabile, fie că vorbim de fonduri guvernamentale, fie că vorbim despre fonduri nerambursabile europene. Este cumva trist că anumite comunități au rămas în urmă, că bat pasul pe loc, au șansa de a schimba acest lucru pe 9 iunie și eu sper că acolo unde într-adevăr am găsit aceste probleme și aceste nemulțumiri la oameni să se întâmple și o schimbare, pentru că, uitați, într-o comună, spre exemplu, constatăm că primarul nu locuiește în comuna respectivă, el locuiește la Deva sau la Hunedoara și face naveta, se duce din când în când la primărie să iscălească 2-3 documente și atât. Nu e normal. Primari care nu au tras fonduri pe programe europene, programe naționale. Și au venit în fața oamenilor cu tot felul de scuze, de ce nu au putut să atragă fonduri, scuze, de ce nu au scris proiecte și așa mai departe. Scuze superficiale și greu de acceptat în 2024. Totuși, suntem la o distanță mare de anul în care am aderat la Uniunea Europeană, sunt atâția ani în care au fost disponibile fonduri, au fost foarte multe programe lansate și e cumva trist să vezi că acum, în 2024, un primar, spre exemplu, depune proiect pentru stații de încărcare, pentru mașini electrice, dar are drumuri pe care nici cu calul nu poți să mergi. Eu am fost pe cele drumuri cu un autoturism de teren 4x4. A fost o experiență pe care nu vreau să o mai trăiesc, dar am fost șocat să văd că la capătul acelui drum erau comunități, erau oameni. Și atunci te întrebi cum ajunge la ei o ambulanță, cum ajunge la ei o auto specială de stins incendii, cum ajunge la ei poșta, cum nu ajunge. Și atunci, în condițiile acestea, tu să
depui proiecte pentru stații de încărcare și drone de supraveghere, dar tu nu ai minimul de confort pentru cetățeni. Deci această parte a comunităților care au rămas în urmă trebuie să se revigoreze și pentru asta au nevoie de oameni cu energie și cu viziune, care știu ce vor, care vor să se implice și care să fie acolo, lângă ei, lângă oameni. Nu să facă naveta, nu să meargă din când în când sau două, trei zile pe săptămână și în rest să-și vadă de propriile afaceri. Nu e regulă. Vis-a-vis de aceste proiecte pe fonduri europene, să nu uităm că și în cazul în care acel primar poate nu are o echipă de specialiști, există foarte multe firme care se ocupă de aceste proiecte europene și ar putea să lege foarte bine un parteneriat, totul în mod legal. Deci lucrurile se pot întâmpla, așadar scuzele cred că nu își mai prea au rostul, exact așa cum spuneați puțin mai devreme, în 2024, legat de aceste proiecte pe fonduri europene, proiecte care au dezvoltat până la urmă într-un ritm destul de alert și județul Hunedoara, mă refer aici și la infrastructura rutieră și, bineînțeles, încă mai sunt lucruri de pus la punct, chiar vedeam și pe unul dintre contracandidații actualului președinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, care făcea anumite remarci cu privire la drumul Regelui, drumul care leagă stațiunea Vața de Jos cu Săvârșinul din Arad, și acel drum, există proiect pentru a fi reabilitat, că au fost destul de multe discuții pe baza acestui subiect și probabil că am putea astăzi, avându-vă în emisiune, să lămurim acest aspect. Bun, aici cu... chiar nu vreau să comentez ce a spus domnul fost prefect, că la dânsul faceți referire, s-a dus acolo cu un trepied, cu o tablă după dânsul, să scrie pe tablă ce scria pe hârtie, n-am înțeles. Ca jurnalist, ca fost jurnalist, vă spun, ca om de imagine, de comunicare, n-am înțeles care a fost strategia, dar fiecare își face strategiile Bun, exact în nu-i modul mea în care se pricepe. Merg să scrie de pe foaie, pe o tablă. Bun. Trebuie ca atunci când vorbim despre proiecte să privim în ansamblu problematica. Nu, dacă ne limităm la chestiuni simpliste, oamenilor le este prezentată un subiect în mod superficial și așa, cu tente manipulatoare, să spunem. Consiliul Județean Hunedoara a încheiat primul toate demersurile pentru realizarea acestui drum. Sunt 13 km de drum în județul Hunedoara și mai sunt vreo 4, mi se pare, pe teritoriul județului Arad. Județul Arad este cel care nu a reușit să finalizeze la timp documentația pentru ca acest proiect să fie depus pe programul regional Vest 2021-2027. Iar acest lucru este confirmat de domnul director general al ADR Vest, Sorin Maxim, care a venit în ședința de Consiliul Județean, vă amintiți, în 30 aprilie, pentru a semna cu domnul președinte Nistor contractul de finanțare pentru drumul Orăștie-Coștești, pentru cei 17,2 km. Și atunci a confirmat faptul că, într-adevăr, județul Hunedoara definitiv a semnat documentația pentru drumul Regelui, iar Aradul mai avea câțiva pași de făcut, pentru că nu este așa de simplu să... Nu a pornit acest proiect în același timp și pentru județul Hunedoara și pentru județul Arad? Sau noi ne-am mișcat puțin mai repede decât cei din Arad? Nu s-au mișcat ei încet. Cum să vă spun, atunci când începi un proiect, te poți lovi de multe probleme pe care nu le poți anticipa. Spre exemplu, drumul de la Orăștie la Costești. Atunci când a fost realizat proiectul, s-a constatat că erau proprietăți intabulate până la mijlocul drumului. Ori tu, dacă nu ești proprietar pe întregul teren unde urmează făcută investiția, nu poți depune acel proiect. Ei, atunci mai întâi trebuie... Cineva așa a făcut intabularea la un moment dat. Acum dezgrupăm trecutul, putem dezgrupa, dar nu rezolvăm problema. De aceea s-a întârziat, pentru că acolo s-au găsit foarte multe probleme de proprietate. Unii oameni au înțeles, unii au înțeles mai greu, că nu era în regulă să fie proprietari până la jumătatea unui drum județean, și atunci au fost niște demersuri care au trebuit făcute. Nici la drumul Regelui nu au fost lucrurile foarte, foarte clare și acolo au fost probleme, cum de altfel să știți că sunt probleme în întreaga țară vis-a-vis de cadastrare, vis-a-vis de intabulare și mai departe. Deci trebuie văzut, de asta spuneam că trebuie văzut în întreg ansamblu un astfel de proiect,
că nu e așa de simplu să-l scrii, să-l depui, să te apuci să-l faci, să iei banii și să pleci acasă. Atunci s-ar termina totul un... Dar nici să renunți nu este scurt. O soluție. Nu este o soluție să renunți, dar atunci când vorbești despre ele, trebuie să știi despre ce vorbești. Știți cum e? Domnul candidat s-a dus acolo să vorbească pentru că e contracandidat și trebuie să spună ceva. Dar când vorbești și când abordezi astfel de probleme, e bine să fii sincer cu oamenii și să le prezinți ansamblul problemei. Nu să iei frânturi care îți convin ție din punct de vedere electoral. Pentru că, până la urmă, toate se vor întoarce împotriva dumnealui. Asta este farmecul, să spunem, campaniei electorale, deși ar trebui să se ducă această competiție, de fapt, ar trebui să însemne proiecte, ar trebui să însemne viziune mai mult decât proiecte, pentru că, așa cum spuneați puțin mai devreme, de cele mai multe ori foarte mulți candidați se rezumă la faptul că turismul este salvarea economică, avem nevoie de asfalt pe nu știu ce stradă, avem nevoie de apă, canalizare, deși nu ar mai trebui probabil să discutăm în 2024 despre localități sau comunități care nu au aceste servicii. Asta este realitatea până la urmă și uneori această campanie se duce așa în derizoriu din foarte multe puncte de vedere, dar nu o să discutăm prea mult despre acest aspect în emisiunea de astăzi, pentru că ne interesează viziunea pe care o are, iată, președintele Laurențiu Nistor, candidat al PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara și echipa pe care cu care vine, de fapt, în fața hunedorenilor. Asta este, cred că, esențialul. Viziunea acestei echipe, viziunea echipei conduse de domnul Laurențiu Nistor, este bazată pe faptul că, în primul rând, fondurile nerambursabile sunt motorul dezvoltării județului Hunedoara. A spus acest lucru în 2020, îl spune și 2024, pentru că așa este. Și dacă angajamentul din 2020 a fost respectat cu mult peste așteptări sau estimări de județul Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara, atrăgând 1 miliard de euro, pentru proiecte derulate de administrația județeană, la fel va fi și de acum înainte. Accentul se pune pe atragerea de fonduri nerambursabile, pentru că ele asigură dezvoltare pe mai multe zone, pe infrastructura rutieră, pe infrastructura de utilități, pe infrastructura de sănătate, despre care am vorbit și au vorbit și alți colegi de mei și al dumneavoastră, și chiar în zona de patrimoniu și dezvoltarea turismului. Acest miliard de euro putem să, spunea domnul contracandidat sau un susținător al dânsului, nu știu exact, domnul fost prefect, unde este acest miliard de euro, că nu l-am văzut. Unde este acest miliard de euro? Ei, dacă n-ai văzut turnul Eiffel, nu înseamnă că el nu există. Există, numai că n-ai ajuns să-l vezi. Acest miliard de euro se compune din fondurile atrase pe tranziție justă, 525,7 milioane de lei, cea mai mare sumă atrasă dintre cele 6 județe care fac parte din acest program de tranziție justă. Apropo de tranziție justă, în 2022, dacă nu mă înșel, în luna octombrie, la începutul lunii octombrie, doamna comisar european pentru coeziune, Eliza Ferreira, a venit în județul Hunedoara, mai exact în Valea Jiului, unde a avut întâlniri, bineînțeles la invitația domnului președinte Laurențiu Nistor, unde a avut întâlniri cu mediul de afaceri, cu mediul academic, a fost chiar o întâlnire la aula Universității din Petroșani, a avut întâlnire cu primarii din zonă, din zona Văii Jiului și nu numai din zona Văii Jiului, cu parlamentarii de Hunedoara. Și vreau să vă spun că la această întâlnire a lipsit un personaj care ulterior s-a apucat să se laude pe rețele de socializare că a fost el prin județ și a prezentat programul de tranziție justă. Fostul prefect, cred că vă dați seama. Foarte bine, doar că atunci când doamna comisar Ferreira venea în județul Hunedoara, dânsul era la un festival prin Germania, dacă nu mă înșel. N-a negat această informație niciodată și dacă n-a fost așa, să spună. Dar nu poți, când o armată de oameni au muncit pentru acest proiect de tranziție justă, începând cu colegii mei de la Consiliul Județean, de la Serviciul de Elaborare Proiecte și Strategii, v-am spus, ONG-urile, mediul academic, IMM-uri, au fost întâlniri la Consiliul Județean, au fost dezbateri, au fost, pentru că județul Hunedoara trebuie să convingă Comisia Europeană că merită acești bani. Și iată că acești bani au venit, dar au venit prin multă, multă muncă.
Apoi sunt cele 200-300 de milioane de euro care au venit pentru modernizarea infrastructurii de apă și canal. O să revenim la această infrastructură de apă și canal, dar în ceea ce privește acest mare proiect tranziție justă, au început deja să se vadă și unele rezultate, să spunem, sau au început oamenii să prindă curaj în ceea ce privește acest proiect? Da, sunt și noi facem informări periodice împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest vis-a-vis de domeniile care sunt disponibile, ghiduri de finanțare care sunt aprobate și care deschid calea acestor finanțări. Deci se depun, sunt într-adevăr pași importanți și cine dorește poate verifica faptul că aceste fonduri chiar sunt atrase. Revenind la acest miliard de euro despre care spuneam că este compus din tranziția justă, din fondurile pentru infrastructura pe canal și din celelalte proiecte mai mici sau mai mari, vreau să vă fac o simplă comparație. La un moment dat, domnul președinte de la Cluj, de la Consiliul Județean Cluj, a făcut o postare, cred că era Ziua Europei sau ceva de în zona asta, în contextul ăsta, și a pus o întrebare locuitorilor județului Cluj. Știți ce înseamnă Uniunea Europeană pentru județul Cluj, pentru Consiliul Județean Cluj? Un miliard de euro atrași în 15 ani. În 15 ani. Consiliul Județean Hunedoara a atras un miliard de euro în 3 ani și jumătate. Cam asta este diferența între cum atrag unii, cu ce viteză atrag unii fonduri sau alții. Și atragerea de fonduri este extrem de importantă, bineînțeles, dar și implementarea și ducerea la bun sfârșit a acestor proiecte, pentru că am mai văzut și noi în mediul online foarte mulți primari care se lăudau că au câștigat un anumit proiect, doar că de vreo 2-3 campanii electorale se laudă tot cu aceleași proiecte și ele nu au fost duse la bun sfârșit. De aceea am subliniat acest lucru, importanța finalizării acestor proiecte. Revenind la viziune, revenind la aceste rețele de apă și canalizare, pentru că ați amintit puțin mai devreme despre ele, în continuare, județul Hunedoara încă mai are probleme la acest capitol, încă mai sunt localități care nu au aceste servicii. Există un plan bine stabilit și din acest punct de vedere, pentru ca peste următorii 4 ani, poate, la următoarea campanie electorală, să nu mai vină niciun candidat să promită apă și canalizare, ci să se bucure că toată lumea are aceste servicii. Nu, vor veni și vor spune că nu s-a făcut, pentru că ei nu văd dincolo de propriul program politic sau, mă rog, de propria determinare până la urmă de a încerca să câștige voturi prin a ataca. Nu au ce să prezinte altceva și atunci atacă. Acest program care prevede investiții majore în infrastructura de apă și canal este finanțat prin programul operațional de dezvoltare durabilă 2021-2027 și v-am spus are o valoare de 274 de milioane de euro. Este vorba de modernizarea și extinderea rețelelor de apă, respectiv de apă uzată în 125 de localități aflate pe teritoriul a 38 de unități administrativ-teritoriale. Deci 125 de localități, mă refer la sate aparținătoare și așa mai departe. La finalul acestui program, peste 196.000 de locuitori vor beneficia de servicii conforme de alimentare cu apă. Suntem în 2024, nu mai putem vorbi despre adus apa la școală cu găleata. Cum se întâmplă? Într-o comună din județul Hunedoara, în apropierea noastră, nu au apă. Am descoperit eu personal, am discutat cu candidatul nostru de primar de acolo și încercând să înțeleg ce se întâmplă în comuna respectivă, ce probleme sunt, între altele mi-a spus că școala din comună nu are apă potabilă. Gândiți-vă că acolo totuși sunt niște copilași, nu, chiar nu pot să-i lași să aducă apă de la pârâu în 2024. Vor fi conducte noi construite de aducțiune pe o suprafață pe o lungime de 200 de kilometri, vor fi 143 de kilometri de rețele de distribuție noi și rețelele de distribuție reabilitate 92 de kilometri. Deci proiectul acesta va fi finalizat în anul 2025, spre final probabil, dacă nu începutul 2026, și oamenii vor simți acest lucru, în primul rând, în calitatea serviciilor pe care le vor avea. Calitatea apei, respectiv calitatea serviciilor de canalizare. Da, pentru că în continuare, pe lângă faptul că mai sunt localități, cum spuneați, în care copiii sunt nevoiți să consume apă adusă din alte părți, sunt într-adevăr și localități unde se duce apă cu cisterna, sunt localități unde apa nu este potabilă la robinet, deși
oamenii plătesc anumite servicii și așa ar fi normal să se întâmple. Sunt unele situații în care anumiți primari de diferite coloraturi politice acuză cumva Consiliul Județean Hunedoara că banii sunt repartizați așa în mod discreționar, să spunem. Unii sunt de o anumită coloratură politică și atunci parteneriatele acestea, să spunem, între Consiliul Județean și unitățile administrativ-teritoriale nu funcționează așa cum trebuie. Este sau nu așa? Și ce vă propuneți în viitor? Bineînțeles că nu. Nu este așa. N-au fost alocate fonduri niciodată pe criterii politice și n-au fost niciodată încheiate parteneriate tot așa pe criterii politice. Parteneriatele se încheie cu primăriile în folosul cetățenilor. Și vă dau acum câteva exemple. Și încep cu municipiul Petroșani, pentru că a fost foarte mult mediatizată chestiunea cu drumul din Parâng, cei 5 km modernizați de Consiliul Județean cu fonduri prin PNDL, atrase prin PNDL 2 și prin, din bugetul propriu. Acolo a fost un parteneriat cu primăria Petroșani, prin care s-a realizat acest drum. Printr-un alt parteneriat, în Lupeni, s-a realizat o parcare în apropierea stațiunii Straja. Prin parteneriat cu primăria Petrila s-a realizat un pod care acum scoate traficul greu din oraș. Prin parteneriat cu primăria Hunedoara s-a realizat modernizarea și reabilitarea casei de cultură din municipiu. S-a modernizat drumul Hunedoara-Călăran pentru că el avea o porțiune în care se afla pe teritoriul municipiului Hunedoara. În parteneriat cu municipiul Hunedoara susținem echipa FC Corvinul 1921 Hunedoara, care, ce să vezi, a luat Cupa României recent și se îndreaptă spre finala Supercupei, da, și Europa League acolo este cert. Prin parteneriat cu primăria Orăștie, de exemplu, reabilităm Casa de Cultură și construim un aici majoritatea sunt primari nou. PSD. Bine, am început cu Petroșani, era primar PNL la momentul când s-a realizat acest drum. Între timp este PSD. Bun, și acum să vă dau și primar PNL, da, cu care unde s-au realizat investiții și nu s-a ținut cont de colatura politică. Drumul de la București la Curechiu, al marșului Mic de Munte, Comuna Balșa, ambii primari liberali. Drumul de la Orăștie la Costești, tocmai ce a început, traversează două comune liberale, Beriu și Orăștioara de Sus. Culoarul Mureș Nord traversează Comuna Șoimuș, iarăși Comuna Elia, la acea vreme era în cealaltă parte, domnul primar, și așa mai departe. Deci iată că nu s-a ținut cont că acolo sunt primari liberali și pentru ei nu facem. Din potrivă, lucrurile s-au mișcat și s-au făcut investiții indiferent. Iar la alocările de fonduri, poate oricine să verifice că niciodată nu au fost alocări așa la discreție politică. Chiar au fost alocați acolo bani unde a fost nevoie. Că unii au refuzat. Asta v-am spus. Să spun, din câte mi-amintesc, un caz a fost unic, un da. Caz. Da, un primar liberal a spus că are, spunem cine? Are destui. Da, are destui. El are nevoie de bani de la Consiliul Județean. Regula. I-au primit alții. Exact. Au fost redirecționați cu siguranță acolo unde unii, acei primari, de fapt, aveau nevoie și au reușit să facă, într-adevăr, anumite proiecte cu banii aceia, pentru că foarte mulți se plâng de faptul că bugetul local este unul limitat, nu au bani uneori pentru a susține partea aceea de cofinanțare a proiectelor, acolo unde, bineînțeles, există și o administrație eficientă, că până la urmă despre asta vorbim. Foarte mulți, sau parte dintre contracandidați, să spunem, vorbesc foarte mult de transparență în administrație, de faptul că ar trebui poate și Consiliul Județean să fie mult mai transparent. Considerați că nu este sau ar trebui făcuți poate pași mai importanți în această direcție pentru a fi... Eu cred că în acești 4 ani s-a demonstrat că administrația condusă de domnul Laurențiu Nistor are deschidere pe această temă și chiar am pretenția că s-a comunicat foarte bine și că toate lucrurile care s-au realizat, toate obiectivele, toate investițiile, toate măsurile care s-au luat, au fost comunicate în timp util. Și atunci când au fost situații mai neplăcute, nimeni nu și-a închis telefonul, au fost telefoanele noastre disponibile, am încercat să remediem dacă au fost neplăceri, dar întotdeauna am comunicat tot ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, fără niciun fel de coafare a
adevărului. Deci, cine spune lucrurile astea, v-am spus, suntem în campanie electorală, se spun foarte multe lucruri în această perioadă, din păcate se spun și multe neadevăruri, dar noi avem încredere că hunedorenii știu să discearnă și știu cine vorbește doar de dragul de a vorbi și cine vorbește pentru că are despre ce să vorbească. Mai avem vreo 5-6 minute, cred că, din această emisiune și cred că ar fi important să aduceți puțin în atenția hunedorenilor și echipa pe care președintele Laurențiu Nistor o propune în acest posibil viitor mandat 2024-2028, pentru că munca în echipă ar trebui să dea cele mai bune roade de fiecare dată când vorbim despre o administrație eficientă din toate punctele de vedere. Așadar, își păstrează aceeași echipă, vine cu oameni noi, poate, în Consiliul Județean? Sunt și oameni din afara echipă și oameni noi care vin în echipă. Important este că această echipă muncește și sub coordonarea domnului președinte Laurențiu Nistor, echipa aduce rezultate și face performanță. Într-adevăr, este, dacă vă referiți la lista de consilieri județeni, vreau să vă spun că are câteva aspecte care o diferențiază de alte liste. Are cea mai bună reprezentare din Valea Jiului, spre exemplu. Sunt, cred că, 9 candidați din Valea Jiului, din cei 40. A fost o strategie anume? Și majoritatea sunt eligibili. Nu, strategia este ca fiecare zonă și fiecare segment să fie bine reprezentat. Avem mai mult de 30% doamne pe această listă, cred că sunt 12, dacă nu greșesc, dintre care 8 sunt pe funcții eligibile, deci pe posturi eligibile care cu siguranță își vor prelua mandatul după alegerile din 9 iunie. Sunt tineri, sunt oameni cu experiență, sunt oameni care au demonstrat acolo unde se desfășoară activitatea că fac performanță, că sunt serioși, că au această dragoste pentru oameni, de a lucra pentru oameni și de a nu-și face un obicei de a merge la serviciu doar așa ca să bifeze o condică, chiar lucrează cu suflet. Deci este o echipă performantă, credem noi, și domnul Laurențiu Nistor are grijă ca cei care se află pe listă, cei care fac parte din echipă, să-și facă datoria. Pentru că așa este firesc, fiecare acolo unde e pus, unde este ales, să-și facă treaba cu multă seriozitate pentru oameni. Mare parte dintre proiectele derulate, dintre viziunile, până la urmă viziunea pe care o aveți pentru a dezvolta în continuare județul Hunedoara, se vor reflecta probabil peste 10-15 ani și până la urmă toate aceste lucruri cred că vin cumva și pentru copiii, nepoții noștri. Ce vă doriți pentru copiii dumneavoastră în ceea ce privește județul Hunedoara? Dacă aș fi sigur că rămân în județul Hunedoara, fiecare e liber să facă ce dorește cu viața lui. Eu mi-aș dori să continue lucrurile în această direcție, pentru că eu deja îi văd pe copiii mei că merg, sunt mici, dar merg la crește, acum la, se pun bazele la grădiniță, viitorului adult, da, până la urmă. La instituții de învățământ preșcolar care sunt foarte bune. Îi văd și vă spun acum lucruri de care ne lovim noi în viața de zi cu zi. Văd că mergem la un spital care este primitor și în care am încredere că acolo copiii mei sunt tratați bine și de fiecare dată au fost tratați foarte bine, că au condiții, că nu se duc acolo cu afecțiune și pleacă cu 10, se duc acolo și se întorc acasă tratați. Un mediu social, dar vedeți, aici nu ține totul de Consiliul Județean, nu ține totul de primar, e vorba de o conlucrare care trebuie să existe la nivelul tuturor instituțiilor. Chiar și mediul privat, așa. Chiar și mediul privat, poate, și chiar și părinții pe cont propriu, chiar și ei contribuie foarte mult la o educație și la a pune bazele unui viitor frumos pentru copii. Pentru că trebuie, în societate, trebuie să conlucrăm cu toții. Elevii, cu părinții, cu profesorii, cu medicul. Știți cum e? Am văzut de multe ori că se duc părinții la școală sau la grădiniță și au ei impresia la un moment dat că știu ei ce e mai bine. Nu, trebuie să discutăm, trebuie tot timpul să existe un dialog și un echilibru, pentru că la fel se întâmplă și la doctor. Mergi și îți dă o prescripție, un medicament și citești pe Google ulterior și păi nu e bun.
am văzut eu pe Google că nu e bun, atunci de ce mai mergem la doctor? Trebuie să avem încredere unii în alții, trebuie să avem încredere în instituțiile statului și trebuie să conlucrăm. Fiecare, acolo unde e pus, să-și facă datoria. Așadar, încercați să vă țineți copiii aici în județul Hunedoara? Eu o să încerc să le ofer toate șansele de care sunt capabil. Mi-aș dori să rămân în județul Hunedoara, să îmbătrânesc avându-i aici alături. Să se bucure până la urmă și de reușitele pe care le-ați avut și din această funcție. De tot ce se întâmplă, m-aș bucura. Fiecare, până la urmă, vom vedea ce se va întâmpla cu viitorul. Eu sunt convins că Hunedoara va fi un loc primitor, va deveni un loc și mai primitor față de ce este acum. În final de emisiune o să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, zi în care toți cetățenii cu drept de vot sunt așteptați la urne, așa cum ar trebui să fie normal să se întâmple. Vă rog. Domnilor și domnilor, dragi hunedoreni, pe 9 iunie cu toții suntem așteptați la vot să alegem autoritățile administrației publice locale, președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean, primarul, Consiliul Local din fiecare localitate și europarlamentarii. Vă invit să veniți cu încredere alături de echipa condusă de domnul președinte Laurențiu Nistor, să votați cu încredere toți candidații Partidului Social Democrat și să fiți alături de noi. Așa cum am demonstrat în acest mandat, echipa domnului Laurențiu Nistor va demonstra performanță și în mandatul următor cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult și eu pentru prezență și vă doresc mult succes. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!